Ordinul care ar fi permis împușcarea a aproape 1700 de animale sălbatice a fost suspendat. Anunțul a fost făcut de către ministrul mediului, care a mai precizat că încă lipsesc câteva elemente esențiale pentru a lua o decizie finală. Ministrul mediului a anunțat că procedura emiterii ordinului care ar fi permis împușcarea a aproximativ 550 de exemplare de urs, 650 de exemplare de lup și 480 de exemplare de pisică sălbatică și care a stârnit o adevărată polemică după ce a fost pus în dezbatere publică a fost suspendat. Trebuie să știți că în momentul de față am suspendat procedura de emitere a ordinului de ministru pentru că încă ne lipsesc câteva elemente esențiale, a scris Cristiana Pașca Palmer pe pagina sa de Facebook. În primul rând, ministrul așteaptă punctul de vedere al Academiei Române, care a primit toată documentația în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, inclusiv punctul de vedere al experților din grupul de lucru al Ministerului Mediului. Avem nevoie de avizul Academiei Române, forul științific suprem al țării, care, conform legii, are ultimul cuvânt de spus pe studiul ce stă la baza proiectului de ordin de ministru. Fără punctul de vedere al Academiei, nu am de gând să înaintăm această procedură, mai spune Cristiana Pașca Palmer. În perioada următoare, ministrul va purta discuții cu toți specialiștii implicați în acest proiect și admite că, la fel ca multe alte persoane, are o serie de nelămuriri în legătură cu acest ordin. Decizia finală va lua în calcul toate aceste elemente. Va trebui să găsim o soluție echilibrată, astfel încât să asigurăm atât conservarea speciilor protejate prin lege, cât și protecția și siguranța comunităților din zonele vulnerabile, a mai transmis ministrul mediului. Începând din 2007, acest ordin a fost emis an de an, dar nu a fost niciodată supus dezbaterii publice.